Salutare tuturor! Am avut și întâlnirea Fed și, sincer, nu a fost neapărat per total la ce mă așteptam. Mă așteptam la o pauză și am primit o pauză, doar că, fiind și Summary of Economic Projections, a fost ciudat. A fost ciudat pentru că, în primul rând, nu a fost acel Jerome așa cum ne-am fi așteptat, în sensul de un pic mai pozitiv în abordare, parcă era forțat să spun anumite cuvinte. Și parcă totul a fost menit sau pus în așa fel încât să tempereze puțin piața. Și o să trecem puțin prin opiniile mele, ce am văzut în Summary of Economic Projections și la ce mă aștept de aici înainte și câteva comentarii pe care mi le-am notat și le-am spus celor de pe membership în timp real. Și o să dau un share screen să trecem în prima fază prin Summary of Economic Projections. Și cam acestea sunt datele. În primul rând, surprinzător, avem o creștere a așteptărilor pe GDP pentru 2021 mare, de la 0,4% la 1%. Iarăși ciudat, o scădere pentru 2024. Dar vin cu următorul avertisment, sau mai degrabă nu avertisment, ci următoarea informație. Proiecțiile pe o perioadă mai lungă de timp, în special cum este de exemplu pentru 2024-2025, din punctul meu de vedere și experiența mea, sunt vrăjeală. Adică se pot schimba foarte, foarte mult, adică de multe ori se schimbă și, sau destul de des se schimbă de la o întâlnire FOMC la alta. Așa că nu vă speriați în privința asta că am văzut aici o scădere, pentru că ei se pot folosi de acest document ca să ne țină sub control, să manipuleze piața. Pentru că venim mai departe la unemployment și avem o scădere fantastică de la treia din martie, de la 4,5 la 4,1. Adică ei nu se mai așteaptă ca șomajul să crească atât. Și dacă vă amintiți, atunci a fost întrebat un lucru. De câte ori, când am avut o creștere mai mare de 1% într-un an a șomajului, de câte ori Statele Unite au evitat recesiunea? Și răspunsul lui a fost niciodată, pentru că statistic vorbind niciodată nu s-a întâmplat asta. Brusc nu mai e creștere de 1%. Cel mai puțin a fost 3,4%, acum fiind revizuit la 4,1%, s-a dus acest risc de recesiune. Oare Paul se așteaptă sau speră să nu fie o recesiune? Oare el se așteaptă să fie o recesiune foarte ușoară, care să nici nu prea fie catalogată drept o recesiune? Nu avem de unde să știm, dar mișcarea aceasta merge un pic în antiteză cu partea cu GDP-ul. Cea mai mare ciudățenie a fost aici. Deci ei au făcut o pauză acum. De regulă, când vezi o pauză din partea Fed a ratei dobânzii, nu te aștepți să mai crească mai târziu. Pentru că ne amintim de Paul Volcker, nu vrem asta. Nu vrem să hintuim, să dăm de înțeles că va fi vreo mică șansă de așa ceva. Dar ei ce fac? Ei vin și spun că până la finalul anului vom mai mări de două ori. Nu doar o dată, de două ori. N-a spus Jerome Powell când, dacă e 100%, dar un lucru l-a precizat și mi l-am notat pentru că este foarte important. Acesta a spus și a confirmat și teoria mea, acest 5,6 e din PIX. Exact cum v-am zis mai devreme. Este strict pentru a controla sentimentul de piață, pentru a controla frenezia care s-a creat în ultima perioadă cu AI, cu revenirea economică și așa mai departe, rapoartele de inflație, totul este să controleze așteptările. Și ei dându-ne niște proiecții mai bearish, mai de speriat că s-ar putea să urmeze un over-tightening, s-ar putea să ne bage într-o recesiune, s-ar putea să întâmple multe chestii, ce am văzut până acum e nimic, stați să vedeți ce va urma, numai bine a avea gândul acesta, ne pot controla să zicem, bă, ok, hai să stau puțin potolit, că poate nu e chiar așa. Și el a confirmat că nu este o decizie. 5,6% nu e o decizie, nu e nici măcar o potențială decizie. Este ceva care se poate întâmpla în situația în care inflația nu scade așa cum vor, sau inflația crește, economia se cam duce în rahat. Dacă economia se duce în rahat, poate fi 5,6 projection-ul, poate fi 6, poate fi 6,5, poate fi 7, poate fi oricât. Deci dacă totul se duce de râpă în următoarele luni, în următoarea jumătate de an, poate să fie 6, 7, 8, nu contează, 5,6 acum e irelevant. Nu vă luați după această proiecție. Și, repet, eu cred că este strict pentru a controla puțin situația, să nu scape lucrurile de sub control, pentru că au cam scăpat în ultima perioadă. Deci, vedeți cum am scris și aici, I call bullshit. Eu nu cred că o să mai crească. Nu cred pentru că nu m-aș aștepta ca inflația să mai crească accelerat. O aștept, o creștere mică, aș fi ok cu ea.
dar accelerată în niciun caz. Așa că eu mă aștept ca tot acest discurs să fi fost regizat, hai să zicem, regizat și forțat în așa fel încât să ne pună pe gânduri că băi, stai că nu e situația atât de roz, hai să nu sărim calul și ar trebui să stăm puțin mai calm. Ce mi-a mai notat a fost faptul că Powell spune că riscurile de inflație sunt to the upside, adică riscurile de inflație și de revenire a inflației sunt mari. O abordare bearish, dar iarăși mi s-a părut teatru prin modul în care a spus-o. Poate mi s-a părut, cine știe. Ce a fost și ce mi s-a părut foarte vehement și parcă chiar l-am crezut și sunt șanse din ce în ce mai mari să întâmple asta, deși eu militam pentru o altă situație, nu o să fie rate cuts anul acesta. Mi s-a părut cel mai sincer moment al lui Powell când vorbea. Nu vor fi cu certitudine rate cuts anul acesta. Eu m-aș fi așteptat în octombrie, între din octombrie-noiembrie să fie. Încep să-mi pierd speranța, dar nu uitați, exact cum o zic pe cea cu 5,6% că va fi Federal Funds Rate pentru 2023, s-ar putea ca și această abordare să fie cu informațiile de acum și se poate schimba la 180 de grade dacă economia evoluează frumos, dacă inflația scade frumos, dacă totul se ajustează și merge spre o normalitate. Automat nu ar avea de ce să țină rata dobânzii foarte sus, mult timp, dacă totul merge bine, nu? Luați-o ca pe o posibilitate, nu ca pe o certitudine. Asta ar fi recomandarea mea. Și nu în ultimul rând, ultimul aspect care pe mine m-a deranjat, să zic așa, sau mi s-a părut așa o schimbare la 180 de grade din partea lui Jerome Powell și de aia mi se pare că a fost teatru regizat, forțat tot discursul. Dacă data trecută spunea că we are at restricted levels, adică suntem ok cu cât am ridicat dobânda, au păstrat același projection o perioadă bună de timp, vii brusc acum, în condițiile în care inflația a scăzut destul de mult, în opinia mea, cifrele arată bine, a spus din ianuarie că nu trebuie ca unemployment-ul să crească puternic ca inflația să scadă și este o dovadă, adică chiar nu a crescut și totuși inflația scade accelerat și mai avem de unde să scădem. Și acum vine și spune că încă nu suntem la restrictive levels, deci încă nu am mărit suficient, de-aia am băgat un 5,6 acolo, stați să vedeți voi ce va urma. În opinia mea, mi se pare așa o schimbare totală de atitudine de la ultima întâlnire până acum și nu mi-o explic. Dar repet, mi se pare că este regizat. Nu e, parcă nu a fost discursul și naturalețea de care dă dovadă Paul, mai ales când a răspuns și la întrebări. Nu a fost natural în modul în care a abordat situația. În dot plot că foarte mult tind spre zona aceasta de 5,5-6. Eu nu cred. Deci singura șansă ca să se întâmple chestia asta e ca inflația să înceapă să crească substanțial, să se simtă, nu 0,1, 0,2, 0,3 acolo, într-o lună, hai două, să se simtă, să se ducă, nu știu, la 5,5-6% brusc, într-o lună să crească peste 1% sau ceva de genul acesta. Dacă nu se va întâmpla asta și nu avem o creștere susținută a inflației, practic să demonstreze că ceea ce au făcut ei până acum nu merge, nu justifică o serie nouă de creșteri. Și vedeți că nu a spus când vor fi. A fost lăsată strict ca să ne încurce, să ne pună pe gânduri, să ne facă să ne îndoim de ceea ce credem noi că se va întâmpla de aici înainte. Asta este opinia mea. Nu zic că așa este. Tot ce v-am zis până acum este opinia mea. Deci eu per total rămân la opinia că nu va fi așa, nu o să mai crească rata dobânzii. Au spus că nu au vorbit deloc despre iulie, n-au luat nicio decizie, nici măcar n-au hintuit la vreo decizie sau la o, hai să zicem, supoziție pentru luna iulie, pentru întâlnirea de atunci, acea va fi live, spunea el, deci rămâne de văzut. Per total, eu sunt încântat de rezultat, că a fost o pauză, consider că va rămâne o pauză și am o mică speranță încă pentru un rate cut la întâlnirea din octombrie, în final de octombrie, început de noiembrie, dar desigur să vedem cum va evolua economia. Dar cam atât. Dacă vi s-a părut interesant, nu uitați să dați un like, share și subscribe pentru că mă ajută foarte mult. Lăsați-mi și voi opinia voastră despre întâlnire, dacă v-ați uitat, dacă ați citit Summary of Economic Projections, orice opinie aveți. Ca de obicei, acestea sunt opiniile mele, nu înseamnă că te scrieți de acord cu mine. Foarte bine dacă ziceți că sunt total prostii ce am zis, fiecare cu opinia lui. Și ne vedem data viitoare în următorul video. Pa, pa!